A sosit momentul mult așteptat de a aduce o veste mare în exclusivitate. Gimnasta Monica Roșu, Săruna, bine ai venit! Bine v-am găsit! Despre ce e vorba? Așa, din prima, despre ce e vorba, nu știu. Nu știu, da. Am văzut niște imagini cu o rochie de mireasă, mă mărit, gata. Da, clar, clar asta. Bine! Păi acum, pandemie așa, restrâns, că tot e... Da. Nu putem să chemăm foarte mulți invitați, avem așa, un... motiv. Păi, perfect, uite, îți dăm un motiv, îți oferim acest buchet de flori. Mulțumesc, Săruna, asta e ca să mă ridic în picioare, nu? Da, exact, așa, exact, așa că... exact. Păi hai să vedem atunci, dacă m-a spus să mă ridic în picioare. Te ajut? Da? Da, așa. O să mă întrebați bine, bine, dar care este vestea? Care este vestea? Am venit să vă anunț că mi s-a îndeplinit, sau ni s-a îndeplinit un vis, și anume că în pandemie, uite, am ieșit cu burtica. Uite, pandemia a dat și rezultate bune, felicitări. Pandemia de burtica. Puțin. Puțin se vede. Din profil, dacă stăm un... Așa, să încercăm așa, din profil, așa. Că poate se vede la cameră. Da, așa, micul. Câte luni ești acum? 19 săptămâni. Să nu ținem o femeie însărcinată în picioare. Sunt bine, mulțumesc. Uite, și buchetul de flori am să ți-l las aici. Da, ce să zic. Mi-aduc aminte că am făcut live-ul din pandemie de acasă, exact. Și spuneam că ne dorim, lucrăm, nu ne stresăm. Ceea ce am și făcut. N-am mai stat să ne gândim la lucrul acesta și s-a întâmplat așa, pe nepusă masă, ceea ce ne bucură. Dar cum ai reușit să ascunzi aproape 5 luni această sarcină? De ce ți-ai dorit să faci asta? Dar nu am ascuns-o. După cum vezi, seara, probabil că dacă mă vedea cineva seara, mă întreba, măi, ai pus câteva kilograme pe tine sau ce s-a întâmplat? Uh-huh. Pentru că seara este cumva mai proeminentă, dar dimineața e așa, are grijă de noi. E delicată sau e delicat, pentru că încă nu știm ce avem în burtică, n-a vrut să ne arate, este o surpriză totală. Iar sarcina nu am ascuns-o, m-am purtat cât se poate de normal. Chiar dacă cineva te-a întrebat, ai spus. În principiu, da, am ținut să treacă cele 3 luni pentru că așa mi-a recomandat și doctorul. Să stau liniștită, să am grijă mai mult de mine, oricum eram în perioada pandemiei, n-aveam ce să facem foarte mult. Și atunci, după cele 3 luni, am spus că ok, gata, cred că e cazul deja la 5 luni. Ar trebui să stau și o liniștită, să nu mă întâlnesc cu lume pe stradă, să spun, ups, știi, să-mi spună te-ai îngrășat. Da. Pentru că de acum bănuiesc că kilogramele se vor vedea. La ce start ai avut? Să știi că am pus deja câteva kilograme, chiar dacă, nu știu, poate picioarele nu mă dau de gol, nu știu, mai sus mă dă altceva de gol, jos momentan nu mă dă nimic, e ok că vine frigul, vine iarna. Și poți să pui un pantofi mai groase, nu mai largi. O să pun mai larg sau nu o să ies probabil din dress-uri, egări cu ceva ghetuțe și o bluză largă. Exact. Și atunci cumva scap. Spuneai că a fost o perioadă în care vă doreați foarte mult și a apărut această sarcină când nu vă mai gândeați deloc și erați cumva relaxați. Așa este, de anul trecut am început cumva să lucrăm și să luăm în serios treaba aceasta cu bebe, pentru că aveam și noi o vârstă. Și până acum nu s-a întâmplat absolut deloc. V-ați îngrijorat? Cumva îi mai spuneam lui Vlad, știi, nici luna asta, nimic. Începusem să-mi iau niște teste, mai întrebam stânga-dreapta, am vorbit cu doamna doctor, încercam să nu-mi fac prea multe griji, să mă stresez, pentru că oricum îmi spuneau toți că dacă ești stresat nu se prinde nici cum. Și am spus, ok, la începutul anului vedem anul 2020 ce ne va aduce. Și iată că într-un final, undeva în mai, după, cred că nu i-a plăcut în stare de urgență, a venit în stare de alertă, s-a întâmplat fericitul eveniment. Și când cum a primit vestea? Cum a fost? Cum i-a dat vestea lui Vlad? De asta spun, ne întorceam de la mare, fusesem câteva zile la mare în iunie. Și aveam așa niște senzații destul de ciudate, ba eram happy, ba mă durea burtica, am avut un moment de febră și zic, ceva nu e în regulă. Uh-huh. Zic că știu că trebuie să-mi vină, dar zic, eu nu făceam niciodată febră, durerile de burtă existau de spate, dar în rest nimic. Și am ajuns acasă, mi-aduc aminte că eram la spălătorie, mă oprisem să spăl mașina și aveam o farmacie fix lângă. Și am zis că intru să iau un test, să vedem ce-o fi. Da, exact. Da. Și când am ajuns acasă, Vlad m-a văzut cu testul.
nu mai puteam să-i spun, știi, e doar așa, să-l am în baie. Și l-am făcut, mi-am aminte că era pe canapea, am văzut, au apărut cele două liniuțe aproape instant, am rămas singură în baie și mă uitam și zic, nu cred. Și nu mai scoteam niciun sunet și întreba, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Exact, și m-am dus cu testul în living și zic, uite ce s-a întâmplat. Și amândoi, mi-am aminte, ne-am înroșit așa la față. Ce pus să bată inima? Și ne uitam exact, zic, e adevărat? Și zic, se pare că da. Și așa am aflat, deci n-am putut să pregătesc nimic, mi-aș fi dorit probabil să aflu eu și după să pregătesc ceva, dar cred că momentele astea sunt cele mai importante și mă bucur că am fost împreună. Absolut. Atunci. Te-ai gândit cum vrei să naști? O să nasc așa cum îmi va recomanda doctorul că e cel mai bine pentru mine. Nu exclud nici varianta de a naște natural, dar nici varianta de a face cezariană. Probabil că vom vedea cum va decurge sarcina. Au fost puse ambele întrebări doamnei doctor și mai așteptăm. Deci nu ești hotărâtă, nu insisti foarte tare. În principiu, de fapt, momentan nu sunt 100% hotărâtă pe ceva anume. Aș înclina să merg către cezariană, dar dacă totul este bine, putem să luăm în calcul și varianta de a naște natural. Am înțeles. Ați început pregătirea? Ați cumpărat ceva? Nu știu. Nu, nu avem nimic. Nu. Ne bucurăm încă de perioada aceasta. Mă bucur că nu mi-a fost rău absolut deloc. Deci poate multe femei o să zică, vai, cum să nu-ți fie rău. N-am avut... greață, n-am știut, poate doar așa perioade de oboseală, mi se închidea ochii pe la ora 5 după amiaza instant și nu știam de ce, dar în rest, slavă Domnului, sunt bine, am încercat să fiu activă, am mers la sală și merg la sală, încerc să-mi desfășor așa viața cum o aveam și cumva înainte, că știu că se va schimba da, după. Mă rog, încă nu știți ce va fi, dar v-ați gândit la nume și pentru o variantă și pentru alta, adică aveți, știi? Nu știm ce va fi. La nume ne mai uităm la seriale și clar așa? Vorbim, mie îmi place. Eu, de exemplu, dacă va fi băiețel, așa? Mi-a plăcut de foarte mult timp David. Știu că David este un nume foarte folosit. Majoritatea copiilor din România îl au, da, dar mi se pare exact, mi se și pare că se fată, potrivește. Ai vreun preferat? Pentru fată nu. Nu. Nu, pentru că n-am luat cumva în calcul varianta de fată. Eu nu m-am gândit niciodată, eu întotdeauna m-am gândit la băiat. Dar îți plac numele românești sau nume internaționale, să spunem? Nu, îmi plac numele simple, cu rezonanță, să fie cât mai ușor de pronunțat și în română, și în engleză, și în franceză, și în orice altă limbă. Am câteva, Alma, Daria, Timea, Medea, vin așa câteva nume pe care le am de mulți, mulți ani, nu neapărat acum că am aflat că va veni un bebe. Încă nu știm, pentru că nu știm ce e va fi. Avem da. Timp să ne gândim. Probabil că vom alege, poate și în momentul în care îl sau o vom vedea la spital, să ne hotărâm pe un nume. Sperăm doar să, de fapt nu sperăm, ne dorim să fie doar sănătoasă, absolut, să ducem sarcina exact cu bine până la capăt și să ne bucurăm de perioada aceasta frumoasă. Mulțumim tare mult de vizită și ne bucurăm tare de da. Veste. Sarcină mulțumesc. Ușoară în continuare. Nu pot să vă zic și vouă la fel, cât emisiune frumoasă și sper să ne mai vedem și nu știu, să fim pozitivi, să ne gândim că va trece toată perioada aceasta de nebunie. Să ne auzim doar cu vești bune. Exact. Mulțumesc de invitație. Și noi mulțumim că ai venit astăzi la noi.